Salut, dragi prieteni, voi sunt Nicolae și în acest video vom face analiza săptămânală în tranzacționare Forex și cripto. Eu voi analiza totul detaliat și am să vă spun și vouă de ce eu voi intra în acea poziție și tot așa mai departe, adică eu astăzi îmi fac planurile pe toată săptămâna mea și am să încep cu AUD/USDT, după cum știți trecem pe H4 și aici vom analiza mai departe ce avem noi aici și ce avem de gând să facem în continuare. După cum vedeți pe H4, dragi prieteni, aici a fost străpuns acest suport H4, da? Și la momentul de față eu nu văd aici nici o situație unde eu aș putea să deschid o tranzacție, da, dacă am să trec pe o zi, vedem că la fel nu văd niciun suport foarte puternic, dragi prieteni, de la care aș putea intra într-o poziție, așa că această valută o las, merg mai departe și caut următoarea. După cum vedeți, euro JPY, văd aici acest H4 care îl avem noi. Și ce văd eu aici, dragi prieteni? Eu voi aștepta ca prețul să ajungă la acest H4. Vedem că nu a mai rămas puțin până ajunge el la H4. Și de aici, dragi prieteni, eu voi aștepta o întoarcere a prețului, da? Odată ce se va forma aici o întoarcere a prețului pe M15, voi căuta deja o poziție pe o cumpărare. Așa că eu aici îmi însemn cu roșu. Și hai să mergem mai departe, să analizăm EURUSDT, USD, pardon, îți deprins deja cu acțiuni, cu criptomonede, pardon. Aici, la fel, dragi prieteni, vedem că prețul a străpuns acest H4 și la fel eu nu știu unde, până unde va merge, da? După cum analizăm pe o zi, vedem că a fost străpuns. Trec pe o lună. Da, vedem prețul foarte. La fel, aici nu văd nicio o poziție de intrare și nu pot să vă zic ceva, adică că să mergem în continuare pe o vânzare sau să cumpărăm. La fel, o las într-o parte, trecem mai departe și analizăm. Dragi prieteni, după cum știți, eu acele situații care nu le văd bine pe grafic, eu nici nu le tranzacționez. Uitați-vă aici, am avut așa un H4 puternic. Da? Care a fost răpuns? Ar vedeți și voi, da? A fost răpuns. Și următorul H4 va fi aici, dragi prieteni. Așa că ce voi face eu aici în continuare, dragi prieteni? Aici în continuare eu voi aștepta aici, dragi prieteni, să fie o confirmare. Așa, voi aștepta ca să fie o confirmare la acest H4, H1, pardon, aici e H4, avem, dar analizez acum pe H1 și iarăși voi deschide o tranzacție pe vânzare. Da, vedem aici pe M15. Uitați, pe M15 cam în această regiune undeva.
în această regiune. Dacă va fi confirmarea noastră în această regiune, eu voi deschide o poziție la fel pe o vânzare undeva aici, stop loss-ul voi crea cam în această regiune. Take profitul deja, dragi prieteni. Am să analizăm și vom vedea plus minus până unde va merge, însă nu-l voi lăsa chiar până la H4, cred că undeva în regiunea aceasta. Hai să punem așa, în această regiune am să iau primul meu take profit, da? Dar vom aștepta și vom vedea în continuare. Hai să luăm și aceasta. Hai să mergem în următorul ce avem noi aici, GBP/USD. Da, vedem aici, a fost străpuns H4 și H1, da? Da, a fost o străpungere. Aici la fel nu știu, nu știu, vedeți, nu știu până unde va merge prețul, da? Vedem că acest H4 a fost străpuns, dar aici poate să mai fie o întoarcere a prețului, de la fel nimic nu văd, nimic așa ceva interesant ca eu să pot deschide tranzacția noastră, da? De aceea eu vă spun, nu trebuie de intrat în toate pozițiile și de căutat, dacă nu vedem nimic într-o tranzacție, atunci nici nu mai căutăm altceva. Aici vedem că la fel toate trendul nostru este un trend crescător. Și vedem pe o zi, dragi prieteni, că aici avem un suport foarte puternic de o zi, da? Așa, de o zi. Eu voi aștepta ca prețul să ajungă aici la o zi, după care deja voi vedea dacă va fi o întoarcere a prețului, voi deschide pe vânzare, însă la fel, nu știu, la momentul de față vedem că mai este puțin, dacă se trece pe un time frame mai mic, H1, vedem că, uitați-vă, hai așa să vă explic, toate minimurile cresc, da, vedem, uitați-vă. Aici se poate de luat o tranzacție mică, de exemplu, aici să fie un semnal și să luăm până aici, la fel. Însă eu tot nu intru la momentul de față, voi aștepta să ajungă prețul la o zi, după care vom vedea ce vom face. O să dă că... Și aici la fel s-a format, da, vedem un flat. Un flat foarte puternic, H4, însă văd că tot minimurile cresc. La fel, aici probabilitatea este de că prețul va străpunge și va ajunge la următorul H4, dar la fel vom aștepta și vom vedea ce se va întâmpla în continuare, da? Dacă va fi străpuns și voi avea confirmare și pe M15, și atunci eu la fel voi intra în această tranzacție. Dacă va fi o întoarcere a prețului, deja vom vedea cum va reacționa prețul la acest suport H4, da? Probabil să fie iarăși o descreștere a prețului, însă nu-i nimic clar. Nu-i nimic clar, dragi prieteni. Da. Posibil prețul să ajungă până la 127% aici, așa că posibil să fie
străpungere, confirmare, după care să intru mai departe în poziție. Însă la fel voi aștepta să văd cum prețul va reacționa. Hai să mergem pe aur. Aici pe aur la fel. A fost un semnal, dragi prieteni, a fost răpuns acest H4 și la fel a fost un semnal de a intra pe o poziție pe vânzare. Eu am scăpat acest semnal, da, și putea de luat tot un mic profit, după cum vedeți. Aici se putea de luat un profit. Da, după străpungere la M15, chiar aici se putea de intrat pe poziția noastră și de luat un profit, însă eu nu am reușit, dragi prieteni, să intru în tranzacția aceasta. Și pe o zi, hai să luăm așa, să vedem ce se întâmplă. Eu pe H4, dacă nu văd niciun suport și tot așa mai departe, trec pe o zi să văd cam plus minus până unde va merge prețul și unde va reacționa. Vedeți, aici H4 a fost foarte puternic, a fost străpuns. Acum o zi, uitați-vă, aici avem un suport foarte puternic de o zi. Așa. Aici. Dar H4 mai avem și aici încă un H4 puternic, un suport la care prețul poate să reacționeze. Așa că eu voi căuta, la momentul de față am să mă stărui să caut. Uitați-vă așa. Voi căuta poziții pe vânzare în continuare, da? H1. Uitați-vă așa. Aici, dacă va fi așa, aici semnalul va fi, dacă ajunge prețul și îmi va da un semnal, atunci eu aici voi deschide la fel o tranzacție pe o vânzare, dragi prieteni, SPX500. Ce avem aici? Vedem că prețul, uitați-vă, aici a fost un H4, un suport puternic care este străpuns, dar vedem această lumânare verde și cred că prețul nostru de aici se va întoarce. Deja H4, uitați-vă aici, suportul puternic. Voi aștepta pe H1. Vedem că este o întoarcere a prețului, așa cred eu. Pe M15. Uitați-vă. Dacă va fi acest M15, va fi străpuns, dragi prieteni. Dacă el va fi străpuns, va fi confirmare. Eu la fel voi intra pe o cumpărare, dragi prieteni. Hai să vedem Bitcoinul, ce se întâmplă cu el. E haos în Bitcoin, dragi prieteni. Vedeți aici, eu am luat o tranzacție, un profit. Haos se află acum așa, un mic flăt, să zicem. Și probabilitatea este, dragi prieteni, acum uitați-vă ce voi face eu. Vedem că aici H4 se formează un flăt. Posibil să fie străpuns acest H4. Dacă el va fi străpuns, dragi prieteni, voi aștepta, eu, părerea mea și ce voi proceda, cum voi proceda eu, va fi în felul următor. Voi aștepta străpungerea la acest H1,
și confirmarea pe M15 și după care eu voi intra iarăși pe o poziție, pe o cumpărare. Dacă vom intra pe M15, nu vedem nimic aici. Interesant de ce eu voi aștepta străpungerea la acest H1. Pe Doge, ce vedem aici? Pe Doge, dragi prieteni, vedem că de la sportul nostru H4 au fost câteva străpungeri false. Da, vedem că s-a format. Uitați-vă aici. Așa. H4 nostru. Vedem că prețul a reacționat de la el. Nu am intrat pe nici o poziție. Și următorul H4 îl avem aici mai sus. Acest H1 vedeți că a fost străpuns. Dacă să intrăm așa pe H1, vedem că el a fost străpuns, dar s-a întors înapoi prețul. La fel, nu am deschis nicio tranzacție. Voi aștepta, dragi prieteni, ce voi aștepta eu. Voi aștepta în continuare străpungerea și încă o dată să fie confirmare. Și dacă voi vedea pe M15 va fi, se formează punctul nostru pentru semnalul de a intra în tranzacționare, eu la fel voi deschide o tranzacție, însă la moment de față vedem că nu e nimic ceva așa. Uitați-vă, acesta este suport tot puternic. Da? Și eu de la acesta voi aștepta străpungerea, după care, da, cam așa va fi situația noastră. Ethereum, ce văd eu aici? Pe Ethereum, dragi prieteni, nu văd nimic interesant aici. Să zicem așa. Nu pot să intru nici pe vânzare, nici pe cumpărare. Așa e o situație care la fel o lăsăm. Aici la fel haos. Așa că, dragi prieteni, uitați, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aurul SPX, acțiunea index și Doge, în care și Bitcoin, da, Bitcoin aici la fel nu l-am. Avem 6, da? 7. Eu pe aceste 7, dragi prieteni, voi analiza, voi aștepta să fie semnalul de a intra în poziția noastră, da? Și deja vom vedea dacă aceste semnale vor fi, voi intra în poziție. Dacă nu vor fi, atunci lăsăm. Nu intrăm așa cu ochii închiși, dragi prieteni. Cam atât pentru acest video, îmi spuneți dacă v-a plăcut. Voi a fost Nicolae, pe curând, pa!